Decât un bărbat emoțional. The Joy of Singing, finally cineva care se potrivea cu motoul acestui sezon. The Joy of Singing. Bine ai venit la Vocea României. Cum te numești? Vă mulțumesc! Eu sunt Alex Maxim. Irina Rimes, îmi pare bine să te cunosc. Îmi pare bine, Irina. Eu la mine în echipă. Ce săgudură! Alex Maxim. Ce mai faci? Bine. Ai copii? Asta am o fetiță. Și eu am un băiețel. Ai? Vrei să ne facem cu scrii? Să-ți trăiască. Mamă, așa? Ajutor! Am scăpat-o pe Teo de sub control. Teo, dacă băiețelul tău e la fel de cuminte ca și fetița mea, nicio problemă. Foarte cuminte. Oh, gata, e cuminte, okay. Doarme. Eu am fetiță. Nu e a mea, dar o am. Așa, să Alex. Începem. De unde ești? Câți ani ai? Sunt din Iași și am 29 de ani. Ce meserie ai? Sunt interpret vocal și sunt audiomixer, am studioul meu de înregistrări. Încerc să-mi dau seama ce aș putea să-ți dau de cântat în continuare, ca să știu ce pot face pentru tine. Red, red one. Mai încolo, ultimul modar de pe album. O iubi foarte. Și m-am gândit că ți-ar sta foarte bine cântând cu Stevie, cântând Stevie Wonder. Cu Stevie Wonder. Cu Stevie Wonder e mai greu. Ar fi ceva. Da, dar mi-ar plăcea tare să te aud cântând una dintre piesele lui în continuare. Și mi-ar plăcea să lucrăm împreună și să faci mai multe inflexiuni câte vrei tu, sunt deschisă. Sună bine, nu sună rău. Alex, salut. Și mie îmi place salut. Foarte tare UB40 și cânt muzică reghe și compun muzică reghe. Și am și o fetiță. Asta ca să vezi câte lucruri avem în comun. Și eu sunt destul de înalt, brunet, ochelari încă nu port. Chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem și să văd ce mai poți, ce mai mixezi, ce mai meșterești. Nu se știe niciodată ce să mai leagă. Mulțumesc, Smiley, și pentru cuvintele frumoase. Da, mulțumim frumos, Smiley. Acum, Alex, voiam să zic ceva. Eu aș lucra un pic la tine. Aș lucra un pic la... Bă, deci asta e perversilor, ce pervers sunteți, că m-am îmbrăcat mai sexy astăzi și vă gândiți numai la prostii. Nu, aș lucra cu emisia ta pentru că ai avut 99,9% de piesă cântată într-o singură emisie și cred că punctul în care m-am întors eu a fost la final. Putem să nu fim de acord pe acest... Mie îmi place foarte mult cum cânți.
Dacă îți place munca, la mine despre muncă, să știi, la mine nu prea să stă degeaba în echipă. Ea tot timpul zice asta. Da. Îți place munca, vino cu aici. Zici că noi îți dăm de mâncare și te culcăm. Da, adică... dar chiar putem să-ți dăm și de mâncare și te culcăm? Adică îți place munca, vino cu aici. N-ai cântat bine, dar... eu pot să te fac să cânt, serios, adică serios, nu se poate. Asta e o psihologie de asta inversă. Băia totuși are 29 de ani, n-are 15. Nu merge așa. Bine, Alex, hai să totuși să ne concentrăm un pic. Să fim serioși. Ai 3 posibilități, alege una și merge mai departe. Este o decizie foarte grea, sincer. Toți sunteți minunați. Dar eu de mult voiam să te cunosc, Smiley, așa că voi merge la tine. Da. Pare rău, fetelor, sincer, pare rău. Bine, bine. Data viitoare să vă uniți. Mamă, e mai înalt ca mine să da, mă pun da? Așa un pic pe vârful. E maxim. Hai. E maxim. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go.